de dimineața, ce faceți? It's a very, 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 very late morning, pentru că nu m-am simțit tot mai bine în dimineața asta și pe lângă asta m-a trezit cineva. Nu știu dacă o vedeți în spatele meu acolo. Cineva m-a trezit pe la 2. Era foame. Dar am fost mică rău de tot că făcea miu, miu, miu. Parcă era o alarmă de telefon. Și nu m-am mai luat somnul, cred că până pe la 5. Și am dormit mai mult astăzi. Și vin acum când e deja târziu la plimbare cu my monsters. Un monster e aici. Hai, monster mic, vii? Mai vii cu noi? Haide, puiu! Și am venit la plimbare. Pentru că am început să ne facem o rutină. Trebuie să le scot aproape în fiecare zi. Ieri nu le-am scos că am fost plecată. N-am filmat. Ieri a fost ziua în care am avut turul de cișmigiu cu cei de la Hai să socializăm. Și nu am filmat pentru că... nu știu dacă v-am menționat treaba asta, dar Alex ne-a rugat când a fost în turul de pe Chiselev. N-am mai repetat rugămintea, dar mie mi se pare că rămâne valabilă din moment ce zice odată, să nu filmăm turul și să nu stăm prea mult pe telefoane, știți? Pentru că ideea în sine este de a comunica, de a trăi momentul, de a simți experiența așa cum e pe moment, nu de asta să facem poze și chestii. Ieri, în schimb, la Cișmigiu ne-a zis să facem niște poze, să îi arătăm un colțișor de Cișmigiu sau o părticică sau ceva care ne-a plăcut. Și am făcut câteva poze pe care le-am pus pe Instagram-ul meu, pentru că n-am mai stat la cafeaua de după, încă așa se obișnuiește, v-am mai zis și în celelalte tururi, ca după tur, că de aia se numește Hai să socializăm, să ne adunăm cei care vor la o masă, la mai multe și să povestim și să ne cunoaștem și să discutăm. N-am reușit să stau pentru că eu vorbisem să mă văd cu tătucu. Eram cu Eugenia, bineînțeles că cu ea m-am dus în turul ăsta și vorbisem să mă văd cu tătucu și ne-am văzut după tur cu tătucu, așa că am postat câteva din imaginile pe care le-am surprins eu în Cișmigiu, le-am postat la mine pe Instagram și le găsiți acolo. Și mi se par foarte, foarte drăguțe. Și n-am filmat ieri tocmai de asta, pentru că nici ieri nu m-am simțit bine. Pe lângă asta am avut, nu știu, un start al zilei destul de rău. Adică, după ce a început turul și după ce am intrat în atmosferă și așa, mai am revenit. Dar până la tur, până să ajung acolo, nu știu, n-am avut o stare foarte bună. Fă și luna aia plină și eclipsă și nu știu ce. Și cred că mă prinde și ceva, un virus, ceva, un bug, ceva, că parcă râcă e gâtul așa. Și nu m-am simțit tocmai bine ieri, așa că n-am mai filmat, v-am zis, oricum nu prea aveam ce să filmez. Foarte multe povești drăguțe și acolo în Cișmigiu și ne-a povestit o mulțime de lucruri despre istoria Cișmigiului, o mulțime de lucruri despre... statuile de acolo, alei, diverse chestii. Sunt foarte interesante, foarte, foarte interesante. Și a fost frumos, iarăși. Cred că dintre toate cele trei la care am participat până acum a fost cel mai frumos. Și de acum, ăsta a fost ultimul tur în aer liber. De acum o să mergem în muzee. Și spun o să mergem pentru că o să merg și eu, cu siguranță. Rămâne de văzut să facă ei un program, să le urmărim și să vedem. V-am zis și voi, dacă vreți să fiți cu ochii pe pagina de Facebook a celor de la Hai să socializăm sau a lui Alex, sau pe site-ul lor, să vă uitați de evenimente. Și sunt acolo la evenimentele de socializare, le găsiți, că știu că se găsesc în greu, că și eu le-am găsit prima dată când am intrat, le-am găsit mai greu. Pe site-ul lor intrați la evenimente de socializare și acolo sunt tururile din București. Bine, ei fac și drumeții pe munte și excursii, v-am mai povestit eu. Au acum, pregătesc o plecare la New York, nu știu când o să fie, Revelionul parcă o să facă ceva de Revelion la
Unde, doamne? În Turcia sau nu știu unde. În fine, parcă în Turcia, nu mai țin minte, în orice caz. Da, foarte fain. Și o să mă gândesc pe viitor și la o excursie din asta mai lungă. Dar pentru moment mă rezum la cele din București, fiindcă atâta timp am și e suficient. Da, și după aia m-am văzut cu tătucu, am făcut cunoștință cu tătucu cu Eugenia și eu credeam că amândouă fiind obsedate de skincare, că o să înceapă să vorbească direct despre skincare. Nu, au început să vorbească direct despre copii. Ceea ce e bine, adică nu e nimic rău în chestia asta, dacă ai ideea așa. Ne-am văzut la... E un bistro, îi zice, Cișmiciu la etaj. Este la hotel Cișmigiu. Apropo de tururile din București, că și istoria ăstuia am aflat-o când am făcut turul de pe Bulevardul Elisabeta. Și am stat acolo mult, nu știu, că am stat mult. Am mâncat, am băut sucuri, ceva, cafele, nu știu, ce am mai băut noi pe acolo. Și am stat și am povestit destul de mult. De câte în lună și în stele, bineînțeles, ele s-au concentrat foarte mult și pe asta, cum îi zice, pe skincare. Eu am mai extras puțin din discuția cu skincare-ul, dar în fine. Sunt foarte multe idei, asta ca paranteză, sunt foarte multe idei interesante care pot reieși așa, extrapola din discuțiile astea ale lor, pentru că da, e de discutat pe treaba asta cu skincare-ul. În fine, așa, nu mai zic, nu mai intru, că sunt multe teorii pe care le am acum în privința skincare-ului și sunt foarte, da, așa. Și după aia am venit acasă, că v-am zis, a început să mă simt și rău și nu e jumătate, nici acum nu mă simt în formă maximă, dar e totuși mai bine. Unde sunt copiii ăștia, că i-am pierdut, stați un pic, mi-am mărțit și mâna. Da, aparent am plecat la plimbare să mă prim numai eu, că ele nu. Așa. Hai, princes, haide! Și... De data asta aveau luat și cafeaua cu mine, ei. Așa, pe astăzi. Planul de bătaie pentru astăzi este să instalez Windows-ul la laptop. Neapărat, pentru că îi jale. Merge în ultimul hal. Stați, că nu merge. Trebuie să schimb mâna. Trebuie să instalez Windows-ul neapărat la laptop, că merge în ultimul hal și știu că așa face când trebuie să-l reinstalez. Dacă ați văzut, cred că ultimele clipuri au fost puțin așa terminate brusc. Asta pentru că nu mai mergea programul de editare. Nu mi se mai deschideau chestii acolo și le-am lăsat așa, că nu mă exasperează. Și având în vedere că vine Nick Măsu, că am discutat că vine Nick Măsu, trebuie să îl pregătesc să fie în formă maximă, să funcționeze, că da, atunci când o să postez în fiecare zi, nu o să fie chiar fun să-mi facă figurile astea. După care o să vreau să... Ce să mai fac? Un pic de ordine, ceva de mâncare și mai am niște materiale de făcut, de aranjat și niște chestii la care trebuie să lucrez. So, that's it pentru moment. Da, a fost o zi foarte frumoasă ieri, except în faptul că m-am simțit eu mai... și except în faptul că m-am plimbat toată ziua cu cafea pusă pe mine, pentru că mi-am dat cafea pe mine, ceea ce este minunat. Da, whatever. Am supraviețuit, să știți. La urmă am supraviețuit, n-am murit. Dar n-a fost cel mai fan. M-am îmbrăcat cu cafeaua, cum i-am zis unei doamne de acolo, de la tur. Și... Da, îmi place că este foarte, foarte liniște pe aici. Foarte bine, foarte liniște. Foarte relaxant. Și e fain să faci, și am descoperit că e fain să faci o plimbare din asta dimineața. Chiar dacă... Mintea mea îmi spune că am atât de multe lucruri de făcut. N-am timp. Da, așa funcționează mintea mea acum. Dar, da. O luăm așa încet, încet. Eu să știți că mi-am luat ploverul ăsta pe mine, că am zis că poate bate vântul, poate e frig, poate nu știu ce, dar nu. Mi-e foarte cald, scot aburi. Și abia aștept să ajung să-l dau jos. So. Yay! Happy Halloween! Că la noapte e Halloween. Happy Halloween! Bună de dimineața, ce faceți? Stați că sunt un pic cam foarte ciufulită.
Uitați așa, să mă aranjez măcar. Pentru că asta este relativ târziu față de cât mi-am propus eu să fie când vorbesc cu voi, adică e 8 jumate. Este, ce zi azi, Doamne? Oh, e joi. Au trecut câteva zile de când am vorbit cu voi, dar vă ziceam că nu mă simt foarte bine și asta s-a și întâmplat. Nu m-am simțit efectiv foarte, foarte bine în ultimele zile. Nu știu ce am, că în ultimele luni, înainte de perioada magică a menstruației, mă simt foarte rău, adică fizic, așa simt că, nu știu, parcă putrezesc pe interior. Și asta mi s-a și întâmplat, m-am simțit rău și acum văd că deși s-a întâmplat întâmplarea și sunt în a doua zi teoretic când trebuia să mă simt minunat, că de obicei așa mi se întâmpla. Mă simțeam rău înainte sau în ziua în care îmi venea și ieri a fost crunt și după aia a doua zi eram super plină de energie, adică își reveneau hormonii mei. Dar aparent de la o vreme încoace nu mai vor, adică de câteva luni încoace chiar și a doua zi mă simt rău. Pe lângă asta am senzația că mă apucă un bug ceva, că de dimineață nu mă opream din strănutat și chestia este că vorbisem ca cel puțin câteva zile din săptămâna asta să mă duc la Sinaia cu Aniela, dar n-am putut pentru că efectiv... Am simțit că mă ia ceva, că mă râcâia pe gât, mă ustura nasul. Sunt simptome clasice pentru mine când s-ar putea să mă ia ceva. Deocamdată, de câteva zile încoace, de când simt chestia asta, nu mi s-a întâmplat nimic. S-ar putea să fie și de la ambrozie, nu zic nu, dar am zis să nu risc pentru că aș fi mers cu ea și cu fetița ei și zic nu vreau să-i dau copilului, cine știe ce gângănii am adunat eu de pe unde am adunat. N-am mai răcit, nu mai țin minte, de la COVID încoace nu mai țin minte când am răcit ultima dată. Chiar nu țin minte când am, dacă am răcit. Cred că am mai răcit odată de la COVID încoace, dar nu ceva înfiorător. Și nu am nimic, adică teoretic m-am dezobișnuit de ideea de a răci, dar na, așa. Deci, astăzi, joi, am niște treburi de făcut administrative în Târgoviște, pentru că de piața mea, nefiind cetățean de București, se desfășoară în partea asta alaltă a universului. Am o față de zici că toată noaptea m-a luat la pumn Gemini, deși n-a dormit cu mine, Udi a fost aia pe care am simțit-o la un moment dat. Și iarăși am văzut pe Instagram, pe ăsta, pe TikTok, nu pe Instagram, am văzut pe TikTok că este o chestie cu când simți că ai fața demolată și chiar așa este și tot așa ține de menstruație, că două săptămâni ți se pare că arăți bine și două săptămâni ți se pare că arăți înfiorător și mai ales dacă ai melasmă ca mine. Ți se accentuează toate petele și toate cele și da, am văzut săptămâna trecută, mă uitam la mine și zic, wow, ce naiba se întâmplă, de ce am petele atât de evidente în condițiile în care eu mă lupt foarte, foarte intens să scap de ele. Și apropo de asta, când am fost cu tătucu, că vă ziceam că am fost cu tătucu și cu Eugenia, există o mare dezbatere între ele pe, în privința SPF-ului, a retinolului. Și mă uitam la ele și zic, ce funny, da, pentru că ele sunt genul de persoane care nu sunt pro-SPF 100%, pe când eu sunt pro-SPF 100%, pentru că eu am probleme, cum nu aplic un pic de SPF, cum deja încep să-mi apară pete, puncte, pistrui, ca naiba, da? Și este foarte haios când ai o tipologie diferită de piele, de a oamenilor care vorbesc în mod normal. Și da, ele nu au probleme mari cu petele și nu au probleme mari cu arsurile și nu au probleme mari cu zona asta și de aia pentru ele ideea de SPF este relativă, pe când pentru mine, cum nu aplic SPF, cum mamă, zici că toate petele din universul ăsta s-au pus pe mine. Și este o chestie foarte ciudată pentru că a durat mult timp să accept treaba asta, but whatever. Nu toată lumea se naște cu tenul ăla perfect de porțelan, pe când ele două, da, s-au născut și pot să comenteze. Anyway, hai să mă îmbrac, să mă termin îmbrăcat de fapt și să pornesc la drum pentru că este deja târziu, cum ziceam. Nici nu știu să-mi iau umbrela pentru că ziceau că s-ar putea să plouă. Parcă mi-aș lua o umbreluță, dar mică, la mine.
Oh well, un vedea, un trei și un vedea. Da, astăzi, nu știu dacă mă vedeți întreagă sau dacă mă vedeți bine, dar astăzi defilăm așa, cu negru, și ăștia sunt pantalonii pe care vi-am arătat într-un vlog anterior. Ziceam că-i provez, dar nu i-am probat pentru că a trebuit să-i duc la scurtat. Ah, apropo, bine că mi-am adus aminte că mai trebuie să trec și pe ele la croitor azi. Ah, să vedem dacă mă rezolvă ceva. Ghete negre, nu știu, dacă se văd. Ghete negre, stați să îi trag în sus, că se pare că sunt destul de jos. Pantalonii, geanta asta, sacou negru, maletă neagră, and this is it for today. Muream de sete. Opa, așa. Stați așa. Să vă aranjez, că stați strâmb. Nu stați bine. Ha? Tot strâmb. Ai. Atâta s-o putut azi. Și mai jos o țără. Ce enervant. Așa. M-am încălzit. Am ajuns acasă. N-am mai filmat nimic pe drum. M-a luat valul. Eram foarte concentrată pe ce aveam de făcut, că am avut niște chestii, cum am zis, administrative de făcut. Și m-am concentrat foarte tare pe chestia asta și am avut să trec prin mai multe locuri. Și v-am zis că aveam și o rochie, de am lăsat-o la croitor și am găsit în centru, în Târgoviște, niște croitorese. Sunt acolo într-un niște croitorese și dacă tot am avut drum, am lăsat rochia aia să-mi o scurteze, pentru că am de vreo 2-3 ani, săraca rochie, stă, o arunc de colo-colo și aș fi vrut să o port, dacă să poate, adică... Așa, și ce mai vrea, ce am mai făcut? Am rezolvat tot ce am avut de rezolvat, ei, singura chestie este că luni trebuie să mă duc iară, dar nu-i problema, e de bine. Dacă mă duc iară, este de bine. Acum, aș vrea din tot sufletul să dorm, mi-este foarte somn, mi s-a făcut somn în autobuz venind înapoi. Stați așa să vă arăt ce mi-am luat, stați o secundă. Așa. Pentru că în centrul în Târgoviște este și un magazin chinezesc mare. Așa, am trecut și pe la chinezi. am ascultat aia cu alu Liceanu, 50 de minute cu Pleșu și Liceanu. Aia a fost o emisiune la un moment dat pe TVR. N-a prins, din păcate, foarte tare la vremea respectivă, cred că prin 2011 a fost emisiunea aia. Și acum cred că e mai populară decât la vremea la care a fost dată pe TV. Dar în orice caz am ascultat treaba asta acum pe Voxa și Pleșul la un moment dat a zis de chinezi și m-a distrasă foarte tare. Așa, am trecut pe la chinezi și mi-am luat niște din astea cu de mohair. Este acril, pentru că mi-a rămas în minte, am un model de cardigan salvat de vreo 4-5 ani, cred că. Am tot încercat să-l fac, dar nu aveam material suficient și nu erau potrivit și nu știu ce. Și acum mi-am cumpărat eu niște mosoare, parcă se numesc astea noi, de acril. Am luat 5 și nu știu dacă vedeți nuanța asta de... Pare puțin mai albăstruie pe cameră decât este în realitate. E un pic mai verzuie, așa un... Ce nuanță? Ce e ăla, mă? Smarald? Un fel de smarald spre topaz, nu știu, e o chestie așa interesant. Culoare foarte, foarte interesantă. Mi-am luat 5 din astea și pentru că dacă mă pun pe treabă, s-ar putea să avansez cu cardiganul ăsta. Și îmi dau seama dacă mai am nevoie să nu să iau din astea, să mai iau câteva role când mă duc luni. Și mi-am luat și o croșetă de 3,5 mm, pentru că e de 3,5, da. 0,35, da. Mă rog. Da, e de 3,5 mm. Că am de... Da, are ceva aici, uite, și n-am observat, s-ar putea să mă încurce chestia asta, că e un pic abraziv aici pe partea asta. Vedem dacă mă încurcă. Am de 5, parcă de 7, de 10 și mai am una. Am vreo 4 croșete, dar niciuna din asta micuță așa. Și pentru asta, pe asta scrie că îmi ar trebui 3,54 și nu am. Nu am. Ce pasa? De ce atâta agitație?
Da, deci asta a fost marea mea captură pe ziua de astăzi, în afară de niște covrici pe care i-am mâncat. Ah, și în rest nimic. Am găsit-o pe Udi în șifonier. Because why not? De-aia facem dressing ca Udi să nu mai intre în șifonier. Să nu mai aibă această plăcere de asta printre hainele mele și mai ales de a mi le scoate din șifonier, că în primul rând mi le scoate din șifonier. Anyway, ce voiam eu să vă mai zic? Atât, dacă am venit, că a fost ok, a mers super bine și acum aș vrea să dorm. Este somn, nu știu de ce mi s-a făcut somn. V-am zis că nici nu m-am simțit de dimineață, m-am simțit foarte plouată. Nici acum nu pot să zic că mă simt super bine, dar oricum e mai bine față de dimineață. Deci da, toate bune și frumoase. O să dau drumul la un audiobook și mă apuc de poveste. Hopefully o să-mi iasă, pentru că eu, ca și mama mea, încă o trăsătură pe care am moștenit-o de la mama mea dragă, este că noi când ne apucăm de lucru din ăsta de mână, ne apucăm și îl stricăm, ne apucăm și îl stricăm, ne apucăm și îl stricăm și nu terminăm niciodată. Adică dacă se întâmplă să termin un lucru odată la un milion de ani, este un eveniment, este ceva măreț, este ceva extraordinar, este ceva nemai auzit. Adică foarte, foarte rar mama a terminat în viață, ea nu croșetează, că nu știe să croșeteze și nici nu-i place. Ea tricotează și de câte ori, deci în fiecare iarnă ea tricotează și în alea, să zicem, 25 de ani de când o urmăresc eu tricotând, nu știu dacă a terminat 5 flanere. Hai să zicem că vreo 4 a terminat, dar mai mult de 5 sigur nu. Deci, da, în 25 de ani, cam asta e rata ei de succes. La mine este și mai tragic, pentru că eu tot așa, mă apuc și mă las, mă apuc și mă las, mă apuc și mă las, da? Încercăm, încercăm. Bună dimineața! Prima ceață și o happy-lică foarte happy, foarte gata de plecare. Dar nu mergeam la plimbare acum, happy. Nu, puiule, nu mergem la plimbare acum. Da, prima ceață. Prima mare ceață. Ah, și am reușit să dau cu lacul alea pe interior, doar că lacul e nepotrivit. Nu este culoarea pe care mi-o doresc și e prea închis la culoare și mie îmi pare mai mult vopsea și așa că l-am dat numai pe interior și o să vin pe exterior cu ceva similar cu ce am dat aici, dar pot fi umplute cu pământ pentru că nu ne deranjează pe interior că e mai închis. Da, putem să ne începem să le umplem ca să punem usturoi. Da, și sunt somnoroasă, după cum auziți. So, hai să bem cafea. Am zis eu că nu mă duc cu maimuțele la plimbare, dar am ieșit până la urmă. Dar am ieșit că mi-am vrut și că îmi doresc neapărat să stau în ceața asta, care e foarte deasă, se pare că se ridică și bă, după aia pare că se lasă la loc. Nu! Am pierdut-o pe Udi. Mi-am dat seama că n-a venit Udi. Și este ceva neobișnuit să treacă de ora 7 și eu să nu fiu trezită și sculată din pat de vreo 3 ore de Udi până la ora aia. Și am strigat-o, este tot, am căutat-o și a venit și pe aici, zic, poate a venit aici la canal, în spatele meu. Mai vine de obicei singură să vâneze, vine până acolo și dacă a venit până... Eu zic, hai să le plimb și pe mai mulți, dar nu e nici urmă de ei. Nu știu pe unde s-a ascuns și ce face. Evident că m-am dus să verific și pe drum, să văd dacă e împrăștiată pe drum. Aoleu, mă omoară copiii ăștia. Deci, efectiv, nu mai pot. Mă omoară când fac chestii din astea. Nu mai pot. Da, e... Așa, și e relativ rece, după cum se vede că mi-am luat și geaca și ce... Partea frumoasă cu geaca asta este că i-am stricat fermoarul, că s-a blocat și am stricat fermoarul și nu se mai închide. Ce amazing, o să trebuiască să înlocuiesc câte curând, pentru că în ciuda faptului că nu-mi plac mie gecile astea, aici sunt practice la plimbările cu cuței mei. Hai, fetele, mai mergem sau ne întoarcem acasă? Nici vulpii nu se simte prea bine, tușește, nu știu ce are, nu prea e nici Ana pe lei. Și vine și un miros de lumânări de la biserică, ceea ce e grozav, adică e exact ce ne trebuie. Lovely! Good morning! Ce faceți? Da, am niște ochi foarte, foarte așa
Și mi-am dat seama că este plin câmpul de măceșe și de ce să nu mă apuc să culeg niște măcese și să am și o tentativă de gem de măceșe. Că am văzut pe TikTok aseară cum se face gemul de măceșe și nu știu de ce mi se părea că e mult mai complicată rețeta de atât. Deci eu știam că e mult mai complicat și mai greu de atâta, dar am văzut că într-adevăr ea durează puțin timp, dar nu, asta nu mă sperie. Și așa că o să încerc și eu, o să adun și eu măcar 2-3 kg de măceșe. Curățatul, partea de curățat e cea mai anevoioasă, dar un podcast sau un audiobook lângă cred că se poate rezolva. Cu croșetatul a mers destul de bine aseară, n-am făcut super mult, dar am avansat, ceea ce a fost bine. N-am stricat modelul decât de 2 ori, era imposibil, dar după aceea mi-a plăcut cum se vede și mi-a plăcut cum arată și îmi place cum se aranjează, deci cred că o să-l continui. Sunt șanse mari ca de data asta să-l continui și chiar mă gândeam că ar trebui să, dacă îmi iese bine asta și îmi place, să ar trebui să-mi iau material, să-mi fac unul și pe o culoare mai deschisă, mai puțin turbată decât aia. Aparent sunt singură. De ce vin eu singură la plimbare? Că nu pe mine trebuie să mă... Ia hai să ne întoarcem că văd că voi... Eee, mamă liga măzi. Hai acasă. Ce mă plimbați pe mine? Mă scos pe mine în frigul ăsta, nici nu mi-am terminat cafeaua și voi nici nu vă deranjați. Mai munța aia de happy să joacă pe acolo, a rămas pe capătul locului. Ia hai acasă. Jimmy cel puțin. A, uite-o. Tu când ai? A, înseamnă că i-a dat o roată așa. Da, mă rog, îți ajunge. Ți ajunge. Jimmy a mâncat, că așa l-a venit, nu știu pe la cât m-a trezit. I-am dat drumul în dormitor, că azi noapte am închis ușa la dormitor. I-am dat drumul în dormitor, a dormit cu mine. La 6 când a sunat ceasul, s-a băgat între mine și telefon. A venit, s-a pus în gura mea, ca așa să pune tot pe fața mea. Și am mai stat cu el, l-am mai scărpinat, l-am mai iubilit. I-am dat să mănânce și s-a uitat pe geam când a văzut ce e afară, s-a întors înapoi. Și doarme. Și nu că doarme, sfărăie. Deci, cam așa. Și este 8. M-am trezit, cum ziceam, pe la 6 și mi se pare că este incredibil de devreme pentru cât de târziu am eu senzația. Mi se pare că ar trebui să fie mai târziu, nu știu, un 12, un 1, cam așa. Nu știu de ce am senzația asta. A, pe lângă faptul că alaltă ieri toată ziua am avut senzația că e sâmbătă. Da, sunt total de busolată. Am o fază, am o perioadă în care sunt foarte de busolată cu zilele. Asta pentru că lucrez haotic și nu am un program efectiv și de mă trezesc că e sâmbătă în mijlocul săptămânii și că e sâmbătă miercuri. Știți, cam așa. Hai, fetele, hai, că mi-a înghețat mâna. So, hai să căutăm maimuța, că fac griji foarte, foarte tare pentru ea. Maimuțica mea neagră. Fac griji pentru ea, că mă da, mai ales cum era frigă seara, ar fi venit să se înghesuie în mine, să doarmă cu mine. Cum ieri dimineața m-am trezit cu ea lângă mine, că mă înghesuia, nici n-a vrut să iasă la mâncare pentru că era frig dimineața. Da, le știu tabieturile atât de bine și eu îmi fac tabieturile mele în jurul lor atât de tare încât, de Doamne, când se întâmplă o nebunie din asta, nu știu, e ca și cum mi-ar lipsi o roată. Okidoki, Smokey, hai că s-a mai luminat, din fericire s-a mai luminat afară, este mai frumos, e mai bine. S-a ridicat ceața, a ieșit soarele, după cum vedeți, am lumină și am să vă zic așa, 1. Am găsit mâța, era acasă, când m-am întors eu era acasă, era bine, mersi, cred că era în pod și când am strigat-o eu, i-a fost lene să se ridice, să se scoale. Și partea cu mâncarea, de ce n-a venit la mâncare, mi-am dat seama după aia, a fost că avea punga cu bobițe, o avea pusă lângă farfuriuțele ei, acolo unde îi dau să mănânce, și n-a făcut decât să dapă în punga jos, că îi se întâmplă. Și când plec de acasă, de exemplu, și li se termină mâncarea, așa face. Dă punga jos, că dea, o și lasă de multe ori, dă punga jos și scoate cu lăbuța din punguță. Îi scoate de acolo din punguță și ia bobițe și mănâncă. Ea mănâncă bobițe. Jimmy, nu prea. Jimmy este mai pe proteină, așa, pură. Are dieta pe bază de proteină mai mult și nu... nu e atât de încântat de bobițe, dar ea mănâncă, ea e fericită și cu bobițe. Și
Mi-a stat inima un pic, un picuț mi-a stat inima, dar din fericire ne-am rezolvat. Ce vreau să vă mai arăt este că a venit zilele trecute un colet de la Good Days Therapy, dar cum eu am fost amețită, zăpăcită și nu v-am... N-am filmat, vedeți că vlogul ăsta a fost așa un pic împrăștiat și o să-l și închei după ce vă arăt ce este în colet, pentru că, da, cred că e mai bine să lăsăm așa. O să fie un pic mai scurt vlogul ăsta, but oh well, we will survive. Și am primit de la Good Days Therapy un colețel foarte drăguț cu suplimente pentru perioada asta anului. În primul rând avem o plasă de iută. De asta cu logo-ul Good Days Therapy, care e foarte drăguță. Și apropo de asta, ca paranteză, îmi zice atâtul că i-am mâncat zilele plasa asta, plăsuța asta, că până a dat de ea, până... E, să știți că nu e chiar atât de easy să pui la oaltă un pachet de PR. Da? Nu e chiar așa, că, bine, pe lângă faptul că ai un buget și ești limitat în cele mai multe situații de buget și acum depinde de la brand la brand, pe lângă faptul că vrei să comunici ceva și ceea ce comunici trebuie să fie în concordanță cu produsele pe care le trimiți, nu se găsesc produsele pe care le vrei la timp, furnizorii, toate chestiile astea, brandingul ăsta se face de către un anumit furnizor care poate să-ți livreze sau nu să-ți livreze la timp, până găsești materialul potrivit, până găsești lucrurile potrivite. Este complicat, știți? Adică nu-i chiar cel mai ușor lucru din lumea asta să pui cap la cap pentru cine stă acasă și să uite și primiți pachete de PR. Da, e foarte fan să primești pachete de PR, dar în egală măsură eu sunt conștientă și cu atât mai mult acum încep să devin conștientă de cât este de greu să pui la oaltă un pachet din ăsta de PR. Și cum ziceam, nu tătu cu cel puțin sacoșelele astea i-au mâncat zilele. Așa, și avem în acest colet, s-a turtit puțin cutia asta, dar nu-i problemă, avem așa, avem în primul și în primul rând produsul vedetă, dacă e să zic eu așa, de la Good Days Therapy, Ultra C Immunocomplex, este un supliment cu vitamina C, care este foarte ușor absorbibilă, se absorbe foarte repede în organism și pe lângă asta are D3, zinc și seleniu. Și în cazul în care nu știți, complexul ăsta de vitamine ajută foarte mult la imunitate, este foarte bun, este o combinație foarte bună pentru imunitate. Atâta e, deci așa arată, sunt niște capsule din astea, așa. Atâta aș vrea să vă zic, pentru că dacă vă uitați pe internet, toată lumea cum începe să se răcească ia vitamina C. Asta cu vitamina C e cu duș întors. Din ce am înțeles și din ce am citit eu și din ce am studiat, cel mai bine este să iei vitamina C în momentul în care începi să te simți rău. Dacă simți că te ia răceala, cum ziceam eu zilele trecute, deci ar fi fost perfect atunci pentru mine, pentru că între timp mi-a trecut și mi-am dat seama că nu e de la răceală, de fapt, toată senzația pe care o aveam eu, o să vă povestesc de la ce era. Așa. Deci dacă simți că te ia răceala, dacă simți că ești așa, că ai o stare mai așa, atunci e momentul să plusezi cu vitamina C. Nu să iei vitamina C a la long în fiecare zi și mai ales cantități mari, pentru că asta îți slăbește cumva sistemul imunitar. Asta este din ce am citit eu, mai citiți și voi, mai consultați-vă și voi cu medici. Și mai avem aici încă un supliment care este virus block forte. Ar fi, cred că de fapt asta e partea, fața. Virus block foarte care, ăsta are și ginseng, dacă nu mă înșel, are și extract de ginseng. Și este tot așa, un compus activ, ăsta vine, ăsta miroase a ceai, de mușețel. Și este sigilat, da, miroase a ceai, efectiv, așa. Pe baza unei formulări de succes din Canada. Nice! Foarte interesant. Bine, și încă o chestie de reținut, că toate capsulele astea de la Good Days Therapy sunt vegane, da? Deci sunt 100% vegane pentru cine are probleme cu... Așa... da, foarte interesant. Trebuie să mai citesc puțin despre asta. Mi-a trimis tătucul. Și mai avem portocale. Cred că asta e lămâie, totuși. Cred că e o lămâie mai portocalie și asta e o portocală.
Da, și asta tot portocală. Portocală rămâie, nu știu, când pe cameră pare că e mai galben asta. E... Da, asta pare pe un ca fi lămâie. Nu contează, bune, amândouă. Sunt foarte bune. Merge. Așa, și mai am un ceai. Yes! Un ceai. Ginger lemon. Ah, ce bine sună. Vai, ce bine sună. De la Yogi Tea. Îmi plac ceaiurile astea de la Yogi Tea. Îmi plac foarte, foarte tare ceaiurile astea. Vedeți? De-aia zic, e foarte important când faci un pachet de PR să fie coezivă toată treaba, să se adune totul la oaltă, adică ceaiul cu portocalele, cu sunt în, pe aceeași temă cu suplimentele. Și în același timp e greu să găsești nu știu, și produse de calitate care să se încadreze în bugetul tău, că da, e foarte simplu să zici, a, pun niște ceai. Da, da, nu poți pune orice ceai. Astea de la Yogi Tea, în schimb, știu că sunt foarte, foarte bune. Și sunt... Ce mai scrie pe aici? Mai scrie ceva. Ah, ce mă enervează când e scrisul ăsta pe culori similar. Scrisul pe un fundal similar. Da. Și, acum, o să-mi fac un ceai, apropo, că tot vorbim de treaba asta. Yogi Tea. Ah, da, este ăla cu mesaje, că asta vreau să văd dacă avem mesaje pe ăsta. Your values are magnetically attracting things. Ce tare! Ce bine miroase! Îmi place mult de tot ce e cu ghimbir și cu lămâie. Îmi place foarte, foarte tare. Da. Mulțumesc mult, Good Days Therapy. O să țin suplimentele aproape pentru că o să vină. O să fie momentul când le vine rândul. Chiar o să... Mă aștept cât de curând. Adică nu cred că scap. Și e bine să le am la îndemână, fiindcă, da, e bine să ai și din astea în casă. Eu nu sunt un mare amator de suplimente decât acolo unde este cazul. Adică nu iau suplimente așa cu lopata doar că trebuie să iau suplimente. Nu, consider că suplimentele trebuie să luate și ele cu cap. Sunt utile, dar trebuie să luate cu cap. Așa. Da, că în rest, ce mai am de zis? Legat de croșetat, v-am zis că am avansat. O să vă arăt, da, vă arăt în daily-ul următor ce am făcut și cum am făcut, ca să mai avansez puțin cu proiectul, să puteți vedea, dar cert este că nu stric atât de mult pe cât stricam înainte. Deci e un semn bun, până aici e un semn bun. Sunt mari șanse să iasă ceva. Nu știm ce, nu știm dacă o să iasă bine, dar sunt șanse măcar să termin, să iasă ceva. Așa, în rest... Toate bune și frumoase, curcanii și soarele, deși e rece afară. Eu o să mă apuc de ale mele, că mai am treabă. Mai am o grămadă de chestii de făcut la laptop, pentru că dacă mi-am reinstalat Windows... Așa, trebuie să reinstalez toate programele și toate cele. Și cu voi mă aud și mă văd, sau voi mă vedeți săptămâna viitoare. E? Cred că duminică, da, duminică intră vlogul ăsta, deci săptămâna aviatoare ne vedem. Vă pup și vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi și o seară și un început de săptămână minunat.